Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parohia Știnăpar, județul Caraș-Severin, a îmbrăcat duminica aceasta haine de sărbătoare. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a binecuvântat lucrările făcute la exteriorul lăcașului de cult și a oficiat Sfânta Liturghie. Într-un timp foarte scurt de păstorire aici la Știnăpar, Părintele Ilie Urtean, împreună cu dumneavoastră, ați reușit să faceți lucruri importante, lucruri frumoase pentru Sfânta Biserică, Casa lui Dumnezeu, Mireasa lui Hristos. Nu credeam că o biserică din zona aceasta va putea fi împodobită, înfrumusețată. De dimineață, când am ajuns în fața bisericii, ne-am minunat văzând o biserică cu picturi exterioare într-un sat, așa cum am spus, destul de izolat, dar cercetat de Dumnezeu și binecuvântat de sfinții care l-au iubit pe Dumnezeu. În semn de recunoștință, Părintele Paroh a fost hirotesit sachelar, iar ctitorii și binefăcătorii bisericii au primit din partea ierarhului acte de cinstire. Parohia Știnăpar este o parohie deosebit de frumoasă, mică, dar cu oameni credincioși și gospodari care au arătat încă o dată că, deși puțin fiind, au putut face lucruri mari, în special când este vorba de Casa lui Dumnezeu, de Sfânta Biserică, unde de duminică și sărbătoare de sărbătoare se înalță duhovnicește alături de preotul paroh. Duminica de astăzi este o duminică însemnată pentru credincioșii parohiei noastre, deoarece pentru prima dată la o liturghie arhierească îl avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părintele nostru Lucian, episcopul Caransebeșului. Totodată ne bucurăm și de binecuvântarea și sfințirea lucrărilor. Pe această cale vreau să mulțumesc credincioșilor parohiei noastre care au ajutat ca să se realizeze această lucrare, totodată mulțumind și Preasfinției sale, Părintele nostru Lucian al Caransebeșului. La slujba au participat foarte mulți credincioși, dar și autoritățile locale. Mă numesc Ionuț, am 11 ani și mă bucur foarte tare că am participat la slujba sfințirii a exteriorului bisericii noastre de episcopul Caransebeșului. Pentru noi acest eveniment este un moment istoric. Astăzi satul nostru îmbracă haine de sărbătoare și am hotărât să îmbrăcăm și noi portul popular, pentru că a venit și este în mijlocul nostru Preasfințitul Lucian. A fost o slujbă foarte frumoasă și mă bucur că am fost alături. Biserica Pogorârea Sfântului Duh a fost construită între anii 1947-1964, având o arhitectură specifică lăcașurilor de cult din Muntenia.